planetă, uite și tu la ea. Deci... Hai că nici nu m-am împiedicat, este bine. Deci ai început cu dreptul. Da, așa se pare. Sunt foarte bucuros că mă aflu în această zi alături de voi. Foarte frumos aici, nu am mai fost. Drăguț, un platou frumos. Știu că întotdeauna în introducere invitații voștri spun câteva glumițe despre voi. Dar te rog. Dar am ales să nu fac treaba Bravo, asta. Mai bine. Cu toate că aș fi putut, adică na... Da, aș fi putut spune așa că... Ia. Eu știu... Bordea, îmi erai foarte drag atunci când erai la Capatos. Păreai așa un Shaolin care cumva jurase tăcere pe viață. Da, puteam să spun asta și... Da. Cosmin, este o seară minunată. O să-ți povestească colegii tăi mâine că am trecut pe aici. Bă, bun. Da. Ați scăpat ieftin. Da, și asta și sărumâna Delia, aș fi început cu tine, da. Doar că erai deja măritată. Da. Asta e declarație de iubire, da. Jur. Da. Nice. Chelu, sunt sigur că ești primul care ar fi de acord cu proverbul într-o femeie să nu dai nici cu o floare. Mai ales în această perioadă când florile sunt foarte, foarte scumpe. Femeia este cel mai frumos lucru care ni se putea întâmpla pe pământ de pe lumea. Dacă? Nu știu, da. Trebuie. Nu e, nu mai urmează un dacă. Gata, hai. Dă jos butaforia asta că îmi provoacă lacrimi. Mi se face rău, are alergie la trandafiri. Hai, că nebunesc. A prins buchetul. Deci nebunesc. Gata, Victor. Astăzi este 8 martie, este ziua femeii. La mulți ani, făptură minunată, la mulți ani, mamă. Cred sincer că femeia este înger și demon în același timp. Are o inimă mare. Are o inimă mare, iubește sincer și fără limite 25 de zile pe lună. Restul de 5-6 zile este clar demon. Satana. Da. Și este o perioadă despre care aș vrea să nu vorbim acum de 8 martie. Sau mă rog, la multe dintre ele, știți cum e, zilele astea se pot inversa. Da. Se poate și treaba asta. Doamnelor, domnișoarelor, minunatelor, cum naiba ne suportați pe noi bărbații? Asta ar putea fi o întrebare foarte bună. Cum suportați să vedeți perfecțiunea lângă voi în pat în fiecare dimineață? Stai mă, lasă mâna jos. Da. Nu eu. Vorbește în numele lui. Nu, ăsta este adevărul, pentru că bărbatul este, trebuie să recunoașteți, perfect. Este perfect inutil. Cum naiba ne suportați când noi folosim podeaua pe post de coș de rufe? Iar coșul de rufe îl folosim cum folosește Natanticul actoria? Aproape niciodată. Exact. Da. Auzi? Ia, o secundă. Dă-mi și mie un profil. Vreau să iau un Natantic. Ia uite-mă. Ce-a făcut? Ia uite-mă în profil. Bă, nu poți să... Bă, știi. E ceva inside. Da. Îmi spune mereu, mă reproșează că n-am axilar, de parcă a fost alegerea mea, știi? Dar în fine. Și acum vrea să mă... Vreau să-i arăt unghiul ăsta perfect. Da. El n-are, de-aia vreau să-i arăt cum arată. Ok, am înțeles. Bun, vorbeam de coșul de rufe, da? De podea. Pe care nu prea îl folosim. Iar dacă îl folosim... E mai mult ca să aruncăm la țintă. Așa facem și cu colacul de WC. Cum ne iubiți când lăsăm farfuriile murdare, când râgâim, când lăsăm lucruri aruncate prin casă? Mă rog, vorbesc de bărbați în general, nu este și cazul meu, pentru că eu sunt foarte, foarte atent. Clar. Da, eu sunt foarte atent. În urma mea găsești cel mult un ambalaj de baton proteic, o scobitoare, cine știe cum, aruncată sau uitată pe canapea, mă rog. Câteva lucruri sport pline de sudoare și efort depuse la sală. Poate o cană murdare de cafea, cine știe. Mă rog, nici nu mă simți. Asta e o calitate a mea, dar și replica de agățat a lui Cuza.
e bun. Ia uzi, Cuzo, nici nu mă simt. Dacă tata lui Cuza e plâng singur în seara asta sau plângi cu mine? Stau și mă întreb cum ne suportă femeile așa dezlânați mental cum suntem. Dezlânați. Gândiți-vă doar așa. Ele trebuie să stea în casă cu noi care nu suntem în stare să găsim un iaurt în frigider și asta, bineînțeles, cu frigiderul deschis. Da. Iar ele știu unde este de pe canapea și îți răspunde acolo în timp ce vorbesc la telefon cu o colegă, sunt pe chat cu o prietenă, se uită la nu știu ce film pe Netflix și mănâncă pufuleți. Iar tu, așa-i, imaginați-vă doar scena. Ești în fața frigiderului, te uiți și ești 100% convins că nu există iaurt în frigider. Nu există iaurt în frigider. Ele sunt acolo mereu pentru noi și la bine, dar mai ales la rău. O femeie nu te lasă niciodată când viața te-a doborât. Te-a doborât și îți scurge nasul, te doare în gât și ai febră 37,5. Credeți-mă, femeilor le este greu cu noi. Dar ne suportă pentru că ne sunt superioare. Da. Gândiți-vă la întrebarea, ce faci? Răspunsul nostru este ca nota de trecere. Bine. E, dacă întrebi o femeie ce faci, răspunsul poate să fie ușor, dar ușor folosit ca teză de doctorat în filozofie. Da. Noi am alergie la subiect, frate, deci... Am înțeles, nu? Asta am înțeles de la început, asta am spus de deci flori. Deci este da. Cea mai mare cumpănă, mă voi răzbuna pe concurenți? N-am vrut, dragi concurenți, dar se întâmplă. La mulți ani încă o dată tuturor femeilor. Mulțumim! Să aveți parte de o zi minunată și plină de surpriză și nu uitați, dacă mai apare o intoxicație alimentară sau un mic incendiu prin bucătărie, să știți că acel bărbat chiar și-a dat toată silința. Să dea foc la apartament. Vă mulțumesc, vă iubesc, la revedere! Mulțumim! Mulțumim și noi!